Bună, eu sunt Alexandra, sunt farmacist și în cadrul acestui videoclip vă voi prezenta top 10 beneficii ale administrării corecte a suplimentelor de vitamina C. Hai să începem! Vitamina C ajută organismul să își mențină sistemul de apărare în bună stare de funcționare. Aceasta are un rol important în dezvoltarea imunității, contribuind la buna funcționare a globulelor albe, întărind sistemul de apărare al pielii și ajutând rănile să se vindece mai repede. Organismul nostru nu este capabil să producă vitamina C și nici să stocheze cantități mari de vitamina C, așa că este esențial pentru bunăstarea corpului nostru să consumăm alimente bogate în vitamina C, cum ar fi fructele și legumele proaspete, citricele, ananasul, pepenele, căpșunele și fructele de pădure. De exemplu, știai că o portocală medie conține 78% din doza zilnică recomandată de vitamina C? Vitamina C este esențială pentru ca organismul să poată sintetiza colagen. La ce anume folosește acest colagen? Ei bine, el asigură menținerea elasticității țesuturilor, piele, tendoane, ligamente, cornee, cartilaje, oase, intestine și vase de sânge și se regăsește chiar și la nivel muscular. Vitamina C are un rol de reducere a apariției cancerului gastric. Acest rol este datorat acțiunii sale antioxidante. De asemenea, este recomandată pentru pacienții cu gastrită datorită favorizării vindecării rănilor. Așadar, dacă pacientul nu poate tolera citrice, își poate îndrepta atenția către consumul de măceșe, cătină, brocoli, ardei gras și alte legume proaspete sau chiar suplimente. Vitamina C ajută și în procesul de absorpție a calciului și a fierului. Deci, prin urmare, putem afirma că este importantă pentru sănătatea oaselor, dinților și pentru menținerea gingiilor sănătoase. Ca sfat, dacă decidem să administrăm vitamina C sub formă de comprimate de suft, este recomandat să clătim bine cavitatea bucală cu apă sau să spălăm dinții. De ce? Întrucât combinația de vitamina C și zahăr face ca acest tip de comprimate să se poată depune mai ușor printre spațiul interdentar și astfel pot să afecteze smalțul și să favorizeze apariția cariilor dentare. Ajută la îmbunătățirea memoriei. Vitamina C nu doar că îmbunătățește capacitatea de memorare, ci protejează și împotriva stresului oxidativ de la nivelul creierului și coloanei vertebrale, scăzând riscul de apariție a demenței. Reduce nivelurile de acid uric și poate preveni atacurile de gută. Simptomele gutei se manifestă când există prea mult acid uric în sânge. Acidul uric reprezintă un produs rezidual al organismului care, când are niveluri ridicate, se poate cristaliza și se poate depozita în articulații. Se ia în considerare astfel faptul că vitamina C ar putea reduce cantitatea de acid uric din sânge și, prin urmare, ar putea proteja organismul de atacurile de gută. Vitamina C se află în topul celor mai bune vitamine pentru o piele sănătoasă și frumoasă. Printre beneficii putem enumera faptul că ea oferă luminozitate tenului, elimină petele pigmentare și ajută la uniformizarea nuanței acestuia, reduce aspectul melasmei și reduce aspectul de cicatrici post-acnee, previne adâncirea ridurilor prin stimularea colagenului, întrucât prin expunerea la soare și poluare la nivelul pielii noastre se formează radical liber de oxigen care conduc la fotoîmbătrânire. Vitamina C are astfel un rol antioxidant și acționează ca un scut la suprafața pielii. Potențiază efectul protector al produselor cu SPF, calmează roșiața asociată stresului oxidativ, contribuie la repararea pielii după o arsură solară prin scăderea riscului de dezvoltare a hiperpigmentărilor post-inflamatorii și refacerea funcției de barieră a pielii. Atunci când alegem un produs dermatocosmetic care conține vitamina C, este important să știm că sunt preferate concentrațiile cuprinse între 5 și 20%, ea fiind destul de iritantă pentru tenurile sensibile la concentrații mai mari. Se poate folosi atât dimineața cât și seara, de 1-3 ori pe săptămână. Se recomandă evitarea utilizării zilnice, pentru că datorită acțiunii sale antioxidante de la nivelul porilor, există riscul apariției punctelor negre. Cum ne dăm seama că organismul nostru are o deficiență de vitamina C? O deficiență de vitamina C tratată necorespunzător poate duce la ruptura ale țesuturilor prin scăderea producției de colagen, scorbut, probleme respiratorii și, în unele cazuri, febră și convulsii. Principalele semne ale unei deficiențe sunt următoarele: stare de oboseală, slăbiciune, dureri articulare sau musculare, piele uscată și păr casant,
gingivită, învinețirea rapidă a pielii după lovituri și chiar sângerări nazale. La sugar, semnele și simptomele deficitului includ iritabilitatea, durerea la mișcare, anorexia și încetinirea dezvoltării. La sugar și la copii se observă o subdezvoltare osoasă, precum și hemoragie sau anemie. Care sunt persoanele care sunt mai predispuse la deficiența de vitamina C? Păi, în primul rând, persoanele fumătoare sau cele dependente de alcool sau droguri, persoanele în vârstă, femeile însărcinate și femeile care alăptează și chiar persoanele care țin frecvent diete extreme de slăbire. Când se poate administra vitamina C? Teoretic, aceasta se poate administra atât înainte de mese cât și după mese, preferabil la aceeași oră zilnic dacă se administrează în priză unică. În cazul pacienților cu afecțiuni gastrice, este recomandat ca administrarea acesteia să fie făcută în timpul mesei sau după mese. Există posibilitatea să administrăm prea multă vitamina C? Dacă este administrată în limitele zilnice recomandate, vitamina C este considerată sigură și nu provoacă efecte adverse. Se consideră că doza maximă pe 24 de ore este de 2000 de miligrame, adică 2 grame. Există și pacienți mai sensibili care au observat că la doze mai mari de peste 1500 de miligrame apar deja episoade de diaree, crampe abdominale, amețeli, oboseală, dureri de cap, acest fenomen fiind explicat prin incapacitatea intestinului de a absorbi toată cantitatea de vitamina C. De asemenea, o doză ridicată de suplimente pe bază de vitamina C pe perioade îndelungate poate cauza apariția pietrelor la rinichi. Eu am fost Alexandra, iar tu ai urmărit un nou episod din Farmacia de Acasă.